Poate ajuta, acum o face? Respinge Strice Star în fața sa, aleargă acolo pe Streacov, însă revine portarul dinamovist și... Este Fedorov, a șutat la colțul scurt acolo unde se află adversar. Fedorov în careul advers șutează Fedorov și intervenție salvatoare pentru Igor Mostove. 0-0, iar noi revedem pe reluarea acea incursiu. A fost un sprint probabil de vreo 30 de metri în adversar. Rugat la finalizare, șutează să vedem până la urmă. Intervine Mostovei, trimite Mikhailov mingeat. A respins Mostovei în față și acolo a venit panici. A fost cel care a încercat a doua oară să îl învingă. Dar cădea rusul. Karastoyan în poziția de șut. Karastoyan trimită bine la vinclu. O intervenție bună din partea lui Anatolei Kirinciuk. Pe gazon. Revedem și mingea trimisă de Ghecev. Este Alexandru Andoniuk. Îngrează Antoniuc Perigo la poarta lui Fece Florești, aproape de 1-1 au fost și păstrează deocamdată poarta imaculată. Să vedem încă o dată pe reluare, dar și bara i-a ajuns. Puntus în centru, Amogui, șutează Amogui, respinge de acolo Magoconenco, un nou șut. Cea mai mare ocazie de până acum după cele două goluri marcate. Însame a fost foarte aproape de Alexandru Antoniuc, pasă pe jos și foarte aproape. Să remarcăm jocul bun al lui Magoconenco, cred că a avut acesta două intervenții deja salvat de șuta lui Antoniuc. Și plonjonul bază care a venit în ultimul 54 ani. Joacă Onana, se înălță, mingea lovește transversoara, Ion Jordan reușește, Smalena, extraordinară intervenția acestui portar, Iziu și Smalena, cu ce vom vedea și reluarea. Stângă, intră în centru, Plătica trage spre poartă și din nou reușește să scoată Silviu Șmalenea.